La Steaua nu mi-am dorit niciodată să mă duc. Așa. Păi de Spune-ne ce un ai pic ajuns? povestea, exact. Cum ai ajuns la Steaua, deși nu ți-ai dorit? Nu am vrut să mă duc pentru că vroiam să plec afară. Era și o perioadă a mea, eram la o vârstă care îmi doream să plec afară, nu vreau să plec în țară. Era, dacă știe toată lumea, acel val cu Unirea Urziceni, cu datoriile lui Bucșaru la Gigi Becali. Da. Și evident că bănuiesc că între dânsii au fost niște înțelegeri ca să se poată, știu, șterge niște datorii între ei, cred, nu știu, dau și Da, eu da. cu părere acum. Și nu mi-am dorit niciodată. Gigi Becali m-a ținut o oră, cred că o oră și ceva la telefon să mă convingă să vin, că nu doream să vin. Vroiam să plec afară. Da, Dar mi-a spus financiar bine. era bine la Steaua? Poftiți? Financiar a fost bine la Steaua? Nu mai țin minte dacă era mai bine. Nu cred că era mai bine. Cred că era la fel ca și la Urziceni. Dar n-a fost vorba de financiar la Steaua. La Steaua au venit foarte multe presiuni la momentul respectiv. Că trebuie să mă duc, că nu ai cum să mai rămâi la Urziceni, că la Urziceni nu mai sunt condiții și așa mai departe. Iar eu când am plecat de la Steaua, puțină lume, dacă vreau, eu mai aveam de bani de luat de la Steaua și puteam să iau. Dar am renunțat la ei pentru că a fost și o chestie care l-am apreciat foarte mult pe Gigi Becali, fiind un om care ajută lumea. Eu am renunțat la vreo 60.000 de euro atunci, la Steaua, care puteam să iau fără nicio problemă. Așa. Și da, puteam să-mi bag un memoriu și îmi luam banii fără nicio problemă. Dar nu am dorit să fiu plătit decât lunile alea care am stat, numai știu, 2 luni de zile. Am zis, mă plătiți din prima zi când am venit până în ultima zi în care am plecat. Erau niște bani la semnătură, am renunțat la ei că puteam să iau fără nicio problemă. Dar am renunțat pentru că eu nu m-am dus acolo, nu am fost niciodată 100% convins să mă duc acolo. Dar asta nu înseamnă că mi-a părut rău că am fost acolo.